Bună ziua, bună ziua, oameni buni! După cum v-am obișnuit, ne aflăm de ceva timp la New York. În cazul în care nu v-ați dat seama și n-ați fost vigilenți, iată, dovada este aici, priviți priveliștea asta. New York-ul, tati, este la noi în platou în fiecare zi. Uite, când mă uit pe geam, practic văd New York-ul, pe cuvântul meu de onoare. Iar eu chiar pot să dau noroc cu oamenii din New York. Pur și simplu trebuie doar să bag mâna pe aici. Salut! 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 Asta mi se pare foarte tare, adică New York-ul e la noi acasă în fiecare zi. Ei bine, la noi e doar priveliște, priviți tapetul de aici din platou. Dar când ieșim din platou, tot pe asfalt românesc pășim. Ei, ce să vezi? Mergem la invitata noastră, care aproximativ aceeași panoramă avea și ea, dar când cobora din hotel, ce credeți? Ea pășea pe pământ american, spre deosebire de noi. Este vorba despre frumoasa noastră colegă, nimeni alta decât colega de la știrile din sport, minunata Corina Caragea! De la casă, Corina, bine ai venit! Bine te-am găsit, la mulți ani, Cătălin. La mulți ani, asta vreau să spun că, uite, vin de pe aleile astea din New York, ai venit astăzi la noi la emisiune. Da, ce frumos a fost și am prins și ninsoare. Am văzut, dăm voie să facem puțin o piruetă, nu de alta, dar oamenii să vadă încă o dată ce colegă minunată avem la știrile sportive. Corina Caragea, sărut mâna. Mulțumesc, mulțumesc, la mulți ani să avem cu toți. Asta e berighetă? Am văzut acum? Treaba mea. Am înțeles, asta am vrut să zic, dar e interesantă. Treaba mea. Să fie într-un ceas bun dacă e. Stăm la bar, la canapea sau la masă, unde vrei? Vrei tu. Unde te simți tu confortabil? La bar? Să luăm un loc la bar și să ne povestești cum a fost la New York. Am și șampanie, nu știu dacă... Să nu se înțeleagă greșit că am ales la bar. De ce să înțeleagă greșit? Este și locul nostru preferat, crede-ne. Ia un loc, Corina, te rog mult de tot, am șampanie pregătită pentru tine. Așa avem noi șampanie la carafă. Nu știu dacă tu ai băut vreodată șampanie la carafă. Ce-i asta? Ce ai? Șampanie, adică ne place foarte mult să ne servim invitații în nou an cu ceai în pahare de șampanie, asta este adevărul, dar parcă altfel stau lucrurile, știi, putem să dăm noroc și să avem un an minunat, dragă Corina. Stai să dau asta puțin mai încolo. La mulți ani. La mulți ani, să avem un an minunat. Doamne, ajută, trebuie să stai acolo ca să poată să te vadă foarte bine camera de filmat, nu că nu te-ar vedea. Corina Caragea s-a întors de la New York, oameni buni, corect? Da, da. Stai un pic să bem șampanie, să normal, normal, că oamenii... Șampanie, hai, uite, fii atent. Dăm noroc, așa. Ne uităm ochi în ochi, așa, și... Să avem un an bun. E bun, dar te știu cu farse, cu... No, nu, e cazul. Nu e cazul. Cine știe? Perfect, nu e cazul. Spune-ne, cum a fost? Cât ai stat la New York? Am stat o săptămână la New York, da? O săptămână la Boston. Deci ai fost practic în turneu, ca să zic așa. Ah, ce frumos sună. New York, Boston, LA, Washington. Aș fi vrut eu. Nu, doar New York și Boston. După care am venit, am făcut sărbătorile acasă și am plecat în Dubai de ziua mea. Altă viață. Pe 31 decembrie ai plecat în Dubai? Haideți să luăm totuși cu New York-ul. Da. De a câta oară la New York? Ah, nu mai știu. Modest. Poți să zici, nu mai a doua mea acasă. E, nici chiar așa. Nici chiar așa. Nici chiar așa. Am fost de câteva ori. De fiecare dată când am plecat în America, m-am oprit și la New York. Haideți să vedem imagine, pentru că ai zis că ai prins și zăpadă. Și da, ce frumos a fost. Cam mi-aduc filme. Aminte că am avut un live la un moment dat cu prietenul nostru, Romica Țociu, care la fel ne spunea, uite, bă, ninge, ninge, și autoritățile nu sunt luate prin surprindere, că era asfaltul curat, mergea totul ca pe roate. Ce să zic, na. Dar era mare, mare aglomerație, ca așa e la New York în decembrie. Foarte frumos decorat totul. Exact ca în filme. Am fost și pe patinoarul din Central Park, așa cum și la un musical de Crăciun, așa cum vedeți în imaginile pe care le-am postat și pe blog și pe Insta. Aici sunt la patinoar. Super frumos, super frumos. Deci, Corina Caragea, da. Pentru mai multe imagini pe pagina de Instagram sau pe corinacaragea.ro pe blog, da? Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Ți-a plăcut la New York și l-ai găsit la fel ca de fiecare dată? Eu am avut niște prieteni care au fost acolo și mi-au zis că au găsit foarte multă mizerie spre deosebire de alte dăți sau o anumită parte a New York-ului, știi? A fost puțin diferit, într-adevăr. Pandemia a lăsat urme. Mm. Adică, de exemplu, aveam două magazine preferate, acum erau închise pe termen nelimitat.
Nu mai era aglomerația pe care am prins-o eu în alți ani când am fost acolo de sărbători în Times Square. Era ciudat că puteai să stai pe scările acelea roșii, liniștit, să faci o poză. Lucru care altă dată se întâmplă că era foarte aglomerat. Da, dar mie mi-a plăcut așa, mai aerisit, mai liniștit. Eu niciodată nu mi-au cazare în centru, acolo în Times Square, ci aproape de Wall Street, pentru că e o zonă mai liniștită. Până și Moș Crăciun avea mască, vizieră. A fost destul de ciudat să-l văd așa. Și am avut emoții cu acel musical, pentru că de la o zi la alta aflam că se anulau spectacole din cauza... Adică aceeași incertitudine și acolo, așa cum e și la noi. Exact. Și cu câteva zile înainte de a mă întoarce în România, am aflat că trebuie să fac un test PCR. Îți dai seama, ești într-o țară străină, nu știi unde se face, cât costă. Am aflat că sunt foarte scumpe. Am cercetat puțin și până la urmă am reușit... Și cât era un test PCR? Am găsit între 175 de dolari și 400 de dolari. Mamă, 400 de dolari? Depinde unde îl faci, da. Și cât de repede îl vrei. Da. Însă nu, turiștii de obicei nu știu că îl poți face chiar gratis. Sunt laboratoare care oferă acest serviciu gratuit. Da, mă rog, trebuie doar să stai să cauți și să găsești aceste informații. Da, uite, cine are de gând să călătorească poate afla aceste informații și de pe blogul tău. Presupun că ai scris acolo despre toate aceste lucruri. Am scris, important da. E că la New York, când te duci cu încă cineva, nici mai contează ce e în jurul tău. Important e să fie... Să meargă patinele. Așa este. Ce simpatic. Mulțumesc. Deci după două săptămâni, aici am văzut doar New York sau am văzut și ceva Boston? Aici ai văzut doar New York. Și da. Putem să vedem și Boston, avem și Boston, ca să ne facem așa inimă rea, adică... Cred că v-am dat și Boston. Boston e foarte diferit de New York, e foarte asemănător cu Londra, este mai puțin turistic, am fost la Harvard în vizită. Am înțeles. Și erau în vacanță studenții? Nu, erau acolo. La școală. Tocilarii de la Harvard erau acolo. Da. Aici am ajuns în Dubai. 31 decembrie. Aici am ajuns în Dubai în puținele ore în care am prins soare, pentru că am avut o surpriză neplăcută, a plouat zilnic. Da, incredibil. Am auzit și eu, am avut ceva prieteni care au fost în Dubai, iar ce este foarte interesant, că cei din Dubai nu au canalizare, pentru că la ei nu plouă. Da, și ploua în mall, în hotel. Erau luați prin surprindere total. Străzile se blochează pentru că, exact cum spuneau, nu au canalizare pentru că nu plouă foarte des la ei. Da, eu am avut o surpriză neplăcută fix de ziua mea. M-am trezit dimineață cu alarmă de incendiu, trebuie să părăsiți urgent hotelul. Am luat-o pe scări, eram în dușă, am pus repede ceva pe mine, am luat-o pe scări. La ce etaj stai? Asta am vrut să zic, 66. Nu, stai un pic, deci erai în Dubai la etajul 66, am sunat alarma și ai coborât pe scări? Da. Până la parter? Slavă Domnului, n-am ajuns la parter, pe la 33 s-a tăiat și lumina. De ziua ta? A fost horror, da, de ziua mea și pe la 20 și ceva ne-au zis puteți să o luați înapoi. Ok, și ai urcat încă 33 de etaje. Nu mă mai interesează, iau liftul. Dar nu ți-au zis, nu? A fost o alarmă falsă. Din cauza ploii... A fost farsa noastră. Da, exact. Am întrebat, măi, măruță pe aici, pe undeva. Vedem apoi Revelionul. Totuși a fost exact cum trebuie, cu foc de artificii. Exact, da. A fost perfect. Am făcut Revelionul la un club pe plajă, cu distanțare. Asta am ales pentru că în mall-uri, acolo unde este celebrul foc de artificii la Burj Khalifa, era foarte aglomerat. Deci n-am văzut în viața mea. În mall, efectiv, nu puteai să înaintezi, să mergi nici în ziua de Revelion, dar nici în alte zile. Da. Pentru că era urât afară, toată lumea era în mall. Deci îmi dau seama că pur și simplu toate artificiile astea în fiecare an pot să fie mine. Un cadou pentru tine, că sunt tu ești născută pe 31 decembrie. Și uite, mulțumesc la mulți ani cu Nacaragea, vă mulțumesc că te uitai în stânga artificii, te uitai în dreapta artificii, toată lumea artificii. Da, da. Și cât ai stat? Cât a fost stat în Dubai? Foarte frumos, o săptămână am stat. Erau și foarte mulți români. Da. Da, au ales, multă lume a ales această destinație în acest an. Pentru că e foarte aproape la 4-5 ore de zbor. Asta mi-am dorit și eu, cald. Da, să nu mai zbor mult. Foarte cald nu a fost. De obicei. Am vrut să fie cât de cât. Și în acest timp în Europa erau restricții din ce în ce mai multe. Cei care mergeau la schi au aflat și ei că au noi restricții. Da. Alte destinații exotice erau ori închise, ori cu tot felul de examene. Și lucru care în continuare se întâmplă să fie cu foarte multă incertitudine. Că exact, nu știi dacă... Da.
o să fie bine, nu o să fie bine. Mă bucur că tu ești bine și dacă ar fi să tragem așa o linie pentru anul 2021, an care s-a tocmai s-a încheiat, și ar fi să spui cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat și poate cel mai puțin sau cel mai trist lucru care ți s-a întâmplat, așa, ca un în 2021. Ești șmecher. De ce? Așa ești tu. Nu știu, nu prea îmi place să trag linii așa. Nici nu am planuri pentru 2022. Nu-mi propun nu, ceva. Eu ziceam cel mai frumos ce s-a întâmplat acum. M-am prins, noroc, Orina, să fie într-un ceas bun. Noroc, la mulți ani. La mulți ani. Au fost multe lucruri frumoase, deși nu mă așteptam. Da? Na, a fost un an cu multe incertitudini și nu poți să-ți faci niciun plan și afli de pe o zi pe alta că ai vrut să faci ceva, nu se mai poate, trebuie să-ți regândești totul. Dar a fost un an în care eu am călătorit poate mai mult ca niciodată, ciudat. Exact, un an, într-un an al restricțiilor. Totuia. Ciudat, în vară am fost în Seychelles și acolo cu multe peripeții, dar până la urmă au ieșit toate planurile așa cum trebuie. Să știți că toate aceste fotografii și toate aceste peripeții, Corina le postează și le vedeți pe pagina ei de Instagram. Îți spun că eu mi-am încărcat așa bateriile cu pozele tale din Dubai. Le-am văzut pe Instagram, Corina Caragea, și le-am văzut și pe la din Seychelles, mi-am dat seama acum. Da, eu le-am postat, Corina, pentru că au fost așa vacanța highlight, exact, din 2021, a fost cea mai frumoasă și mi-a făcut plăcere să-mi amintesc. Plus că primeam tot felul de mesaje pe Instagram, mai ales legate de această destinație. Cum e, am vrea și noi să mergem în iarna asta, e sezon, nu e sezon, ce restricții sunt. Deci ghidul turistic Corina, da, Caragea vă așteaptă pe pagina ei de Instagram, vă așteaptă pe blogul ei pentru a afla mai multe. Se știe că mi se pare foarte tare chestia asta, să te caute oameni și să poți să le recomanzi destinații și locuri în care tu ai fost și le-ai testat. Pentru că altceva este când ai fost acolo și spui da, e în regulă, și altceva când, bă, n-am fost acolo, poate e bine să nu te duci sau am avut o experiență neplăcută. Da, și obișnuiesc să spun și ce în spatele pozelor, în sensul în care, știi, de obicei postez pe Instagram tot ce e mai frumos, dar pe blog și explic. Uite, știți, eu am luat țeapă, am mers în extra sezon acolo și n-a fost așa plăcut. Aveți grijă când alegeți, nu știu, mijlocul de transport de la aeroport la hotel. Că uite, eu am plătit dublu din neștiință. Din... No. Tocmai asta, oamenii pot să afle mai multe pe blog. Exact. Anul ăsta, ce propuneri, ce rezoluții, ce dorințe? Păi tocmai ziceam că nu-mi fac liste. Niciodată nu... lista... fie ce-o fi. Mai ales în perioadele astea nu mai putem să facem... Legate de tine, știi ceva? Fiecare om scrie acolo ceva pe o hârtiuță. Eu mi-am scris, de exemplu, să... Ce am scris Ciucăroi? Să mergem la sală, să slăbesc 5 kg. La yoga, am zis că mergem. La yoga, să slăbim la Pilates. Oh. Băieții merg la Pilates. Când o să vă poze cu tine la Pilates, deci, s-a terminat lumea. Deci, crede-mă, nu e rău. Nu e rău la Pilates. Atunci o să vezi și tu poze cu mine în Bora Bora. Perfect, așa să fie. Eu mă bucur că ai trecut pe la noi. De fiecare dată ne place și ne bucurăm când te vedem. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să te întreb, cu Djokovic, până la urmă, joacă, nu joacă? Aoleu, ce telenovelă. Nu? Aoleu, ce telenovelă. Nu cred că s-a decis încă. În fiecare zi mai e cât un episod nou. Da, acum am văzut și declarațiile lui Djokovic, exact, care a recunoscut că a avut ceva întâlniri, chiar dacă era pozitiv, da, primise testul după întâlnirile, adică o întreagă nebunie. O întreagă nebunie, a recunoscut și că în acel formular de intrare în Australia au fost informații. Ceva omenesc, că echipa lui a greșit. Echipa lui, da, probabil că el doar a semnat. Nu știu cum se va termina, e foarte ciudat. Din păcate, știi că am postat și azi dimineață pe Facebook această știre și au fost foarte mulți oameni care au aruncat cu pietre în mine, pentru că au crezut că tu acum ții cu Djokovic, tu acum ne îndemn să ne vaccinăm, ți-ai vândut sufletul, știi cum. Da. Din păcate, suntem foarte, societatea e din ce în ce mai, da, mai dezbinată și poleopuși. Știi? Ești anti-Djokovic, acum e o nouă temă. Ești pro sau anti-Djokovic? Da, adică pro-vaccin sau anti-vaccin, cam așa se traduce chestia asta. Da, dar nu e, adică până la urmă nu e vorba de asta, că nu l-a judecat nimeni pentru faptul că nu era vaccinat, ci că nu a respectat regulile de intrare în Australia sau că a avut fals în declarații. Ai observat și tu că în ultima perioadă, parcă, sau cel puțin în 2021, lumea parcă, exact cum spuneai tu, s-a dezbinat și din ce în ce mesajele un pic mai agresive și mai răutăcioase. Da, din păcate, iar oamenii judecă foarte, foarte ușor și aruncă imediat cu piatra și, nu știu, probabil din cauza pandemiei. E un mesaj care, nu știu, l-ai ținut minte sau care te-a deranjat?
din partea unor oameni care nu te cunosc pe tine, Corina Caragea, de poate ușor în spatele unor taste să scrie ceva. Sunt foarte multe, dar prefer să mi le șterg din memorie. Prefer să mi le șterg din memorie și să nici nu le dau această satisfacție de a rămâne undeva acolo. Asta e, adică până la urmă nu e ceva ce pot schimba. Fiecare e liber să-și exprime părerea, iar cu atât mai mult pe internet, care este un perete public pe care poate scrie oricine. Așa este. Îți mulțumesc mult, te mai așteptăm pe la noi. Până atunci o găsim pe Corina Caragea pe Instagram, o găsim pe Corina Caragea pe blogul ei și de fiecare dată când vii în țară dintr-o vacanță, te așteptăm cu imagini primate la noi. Mulțumesc și pentru invitație. Îmi place, uite, asta, fix la știrile din sport, Corina Caragea sunt și vă aștept. Da. Perfect. Așa. Dar luăm o scurtă pauză de publicitate. M-am îndreptat și